Bună ziua! Începem cu patologia infecțioasă a sistemului nervos, să descriem câteva cazuri. Avem astăzi un prim caz de complicații la nivelul sistemului nervos central, cadrul infecției HIV. O pacientă tânără de 35 de ani, care neagă consumul de toxice, a fost internată de urgență în clinică pentru apariția unor crize epileptice focale motorii de hemicord drept cu generalizare secundară, însoțită de relaxare sfinteriană. Pe parcursul staționării în urgență, s-a remarcat apariția de automatisme, deci de crize focale complexe, psihomotorii se mai cheamă, și contracții tonice, cupate la administrarea de diazepam. De menționat este de asemenea faptul că pacientul a prezentat cu o săptămână anterioară adresării serviciului de urgență, cefalee severă și diplopie intermitentă, iar din antecedentele personale patologice, reținem o infecție în sfera genitală cu herpes virus, probabil tipul 2, însă fără documentație medicală. La examenul clinic general, se remarcă doar prezența unor depigmentări la nivel hipogastric și lombosacrat, afirmativ post-infecțioase. La examenul neurologic, fără semne de iritație meningiană, pareză de nerv 6, deci de abducens drept, pareză facială periferică stângă, fără deficite motorii, reflexe osteotendinoase biglobal, fără semne patologice piramidale, fără tulburări de sensibilitate, coordonare sau sfincteriene. Examinarea computer-tomografică și angio-CT cerebrală nu au prezentat modificări patologice, iar la examenul RMN cerebral, în ponderațiile T2 și FLAIR, s-a descris o plajă de hipersemnal cu restricție de difuzie la nivel precentral, frontal, drept, de 13 mm. Și în ponderațiile T2 și FLAIR, o leziune hipersemnal, la nivel precentral, frontal, drept, cu restricție de difuzie în DVI. Electroencefalograma a evidențiat o activitate iritativă temporală stângă. Analiza celulei obținut prin punție lombară a relevat un aspect hemoragic opalescent cu supernatant incolor, cu 850 de leucocite pe milimetru cub sau de 850 de leucocite pe microlitru, 15.200 de hematii, din care 75% proaspete, glicorahie de 38,8 mg la sută, proteinorahie de 1478 mg la sută. La examenul citologic din LCR s-a descris prezența de granulocite neutrofile 25%, limfocite 74%, monocite 1% și a fungilor din specia Cryptococcus. Testarea HIV efectuată cu acordul pacientei a returnat un rezultat pozitiv. Pacienta a fost transferată în clinica de boli infecțioase pentru tratament de specialitate. Și avem câteva comentarii. Prima dată legat de fungi de drojdii sau yeast în limba engleză sau levure în limba franceză. Fungii sunt multicelulari și au hife care sunt filamentoase. Hife filamentoase este pleonasm. Ele de fapt sunt filamentele, iar drojdiile sunt unicelulare, au formă rotundă, se mai numesc și levuri, ele uneori fiind încadrate în cadrul fungilor. Asocierea cefalei a crizelor epileptice și a parezelor de nerv cranieni ne pune în fața unei afectări multiple a structurilor sistemului nervos, encefal, meninge, nervi periferici, iar punția lumbară și examenul RMN cerebral sunt în acest caz esențiale pentru stabilirea diagnosticului. Descoperirea unei infecții oportuniste, în acest caz cu fungi din specia Cryptococcus, impune căutarea unei cauze de imunosupresie. Cryptococoza este cea mai frecventă infecție fungică a SNC-ului, ce apare în special la pacienții imunodeprimați, cu HIV, cu infecție HIV în stadiu SIDA, cu boli renale cronice, neoplasme. Este determinată de Cryptococcus neoformans, o levură, ce se întâlnește frecvent la porumbei, în excrementele porumbeilor. De acolo se poate izola. De obicei evoluează subacut, iar sindromul febril lipsește, în special la pacienții infectați cu HIV. Infecția cu HIV poate da complicații din partea sistemului nervos central, cât și din partea sistemului nervos periferic. Cele mai frecvente manifestări în afectarea de sistem nervos central sunt demența, encefalita acută sau cronică, encefalita cu citomegalovirus, cu herpes simplex, cu virus varicelo-zosterian, toxoplasmoza cerebrală, infecția cu Cryptococcus neoformans, abcesul cerebral, meningite care pot fi aseptice sau cryptococcice. Și un caz interesant care merită avut în vedere, mai ales la un pacient unde sunt suspiciuni de infecție în sfera sexuală. Mulțumesc, o zi minunată în continuare!